Categoric, această modificare este făcută pentru pușcăriabilii din PSD sau din UDMR sau poate și din alții alte. Sunt, poate și din alte, da. Poate nu și alții pentru sunt de acord. Mandatele problema actuale. Este că au fost pușcăriabili în toate partidele, dar nimeni n-a îndrăznit să facă ce face PSD. Deci a ajuns la putere, omoară. Pentru da? Mandatele actuale nu se aplică, nu s-ar aplica nimic din ceea ce vedem în, aici ca și propunere. Haideți, pentru că oricum ajung haideți în să vedem că deci asta, deci de câte ori ne-a mințit și domnul Toader și mai ales Dragnea, ne-am săturat și cu toții. De la început, știți cum, de, de când au luat puterea, vă aduceți aminte de ordonanța 13, de când au luat puterea, grija lor este justiția. Cum să omoare justiția independentă și imparțială și cum să scape ei de dosare. Ba cu ordonanța 13, pe timp de noapte. Acum este ok, nu mai facem noaptea, dar o facem vara, lumea în concediu. Păi tot ca hoție, da? Și cât o lăsăm în dezbatere publică, dacă la 1 septembrie intră în Parlament? Cât? Deocamdată o săptămână? Nu avem proiectele acestea, au fost prezentate. Eu vă spun doar că la Bruxelles așa a spus premierul. Că le las o săptămână, 10 zile și că la 1 septembrie bagă și codurile și legile justiției și legile justiției le bagă modificările le bagă în Parlament. Asta a spus la Bruxelles când a discutat cu comisarul pe justiție.